Mărturisesc că nu este de aici de colea să organizezi o asemenea manifestare, nu neapărat din considerente financiare, ci pentru mine cea mai mare dilemă a constituit-o ce am să spun eu. Am spus să vorbesc despre importanța directorului în școală, am spus că nu-i cazul, pentru că onor inspectoratul cu siguranță va organiza la anul reuniunea managerială a directorilor aici la școală. Și am spus să vorbesc despre rolul profesorului în școala românească, am spus iarăși că nu-i cazul, că ar trebui să ne lăudăm mult prea mult sau să lăudăm mult prea mult o meserie plină de vicisitudini care în ultimul timp este călcată în picioare. Ar mai fi vrut să vorbesc despre rolul școlii în societate, dar n-aș fi putut o face ca Spiru Haret. Și atunci am decis să vorbesc ceva la care se așteaptă cel mai puțin oameni. Aș vrea să vă spun de ce Spiru Haret. Și pentru că discursurile lungi nu au niciodată succes, eu am să caut să creionez în câteva cuvinte ce este școala. Și am să încep cu un motto. Este al lui Nicolae Iorga. Școala cea mai bună e aceea în care înveți înainte de toate să înveți. Întregul eveniment a fost gândit astfel încât fiecare elev și profesor să se regăsească în acțiunile propuse spre realizare, iar la final să rezulte pentru toți un model de școală modernă, așa cum se vrea a fi Colegiul Spiru Haret. De ce Spiru Haret? Pentru a reveni la vechea idee. Spiru Haret pentru că așa cum îl categorisea Brâncuș, a fost un izvor de apă vie. A fost un bărbat vrednic, dominat de un ideal întru totul de recunoștință, de recunoștința poporului său. A fost ministrul instrucțiunii publice, pentru că așa se numea pe atunci, și nu de asta Colegiul Național poartă numele lui Spiru Haret, ci pentru că a fost cea mai novatoare personalitate a momentelor alea. Și vreau să vă spun, doar să dau câteva cifre. În timpul mandatelor sale, 3 la număr, aproximativ 8 ani, s-au construit 1980 de școli. Virginel Iordache a mai adăugat că începând din luna septembrie acestui an, la Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava, se va înființa specializarea filologie cu subspecializarea jurnalism, astfel încât viitorii liceeni vor avea mult mai multe opțiuni din care să aleagă. Am venit cu bucurie la această manifestare de la Colegiul de Informatică. Am venit într-o instituție cunoscută și recunoscută la nivelul județului nostru și am venit și pentru a fi alături de un vechi colaborator și prieten al meu, Virginel Iordache, directorul acestei instituții. Numele acestui liceu, spuneam că este deja cunoscut în județ și în țară. Evoluția școlii a avut perioade mai mult sau mai puțin faste, dar ceea ce ne bucură în momentul de față este faptul că școala a intrat într-o perioadă de efervescență, să zic, de competiție cu școlile mari ale județului și ale municipiului Suceava. Zilele Colegiului Național de Informatică Spiru Haret din Suceava vor implica toți elevii și profesorii din colegiu, au ca principal scop identificarea unor modele demne de urmat în societate.